Bună, sunt Ana Iftodeanu și ne aflăm în culisele festivalului Mărțișorului Doru Hoian. Lângă mine am pe Carina Todireanu, o colegă de la Ziarul Bas, care tocmai a ieșit de pe scenă. Bună, Carina! Cum ți s-a părut publicul și spectacolul? Publicul a fost unul foarte bun, ca de obicei, la Doru Hoi și spectacolul a fost unul foarte superb. Te-a ajutat publicul? Da, m-a ajutat pentru că m-a aplaudat și asta m-a încurajat foarte mult. Ce melodie ai interpretat? Am interpretat piesa Cabaret din repertoriul lui Oanei Sârbu. Câți ani ai? Am 12 ani. Cu cine te pregătești și unde? Păi mă pregătesc în cadrul Palatului Copiilor de la Iași cu doamna profesoră Anca Petroaiei. De ce ai ales muzica? Am ales muzica pentru că este una specială și mi se pare că este foarte important în viață să cânți. Dar despre jurnalist ce crezi? Nici nu mai spun, este o pasiune superbă și sper să continui. Mulțumim frumos!